Joi după amiază, un bărbat care se deplasa pe strada Tabiei s-a prăbușit la pământ din senin, motiv pentru care locuitorii din zonă au solicitat ambulanța. Fiindcă bărbatul nu dădea semne de viață, personalul medical a decis să efectueze manevre de resuscitare la fața locului. Bărbatul a fost resuscitat preț de o oră, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat. Martorii spun că bărbatul era singur și când l-au găsit prăbușit pe trotuar, au bănuit că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Am ieșit să iau o sticlă de apă de la pompă și am văzut ceva cu întregard. M-am urcat acolo și m-am uitat și am văzut persoană. Acum jumătate de oră. 17. Și am sunat imediat la salvare. Bănuim să fi fost beat și să fi căzut, nu știu. Nu-l cunoaște nimeni, nu cred că e după în zonă. Întrucât nimeni din zonă nu a putut oferi informații despre identitatea bărbatului decedat, s-a solicitat și intervenția poliției, care, după primele cercetări, a stabilit că victima nu prezenta urme vizibile de violență. Corpul acestuia a fost transportat la morga Spitalului Județean Giurgiu pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.